Salutare tuturor! Astăzi am fost până pe partea cealaltă și chiar am luat prânzul acolo. Dar haideți să vedeți toată povestea și aventura de astăzi, acum! Unde ești, Andreea? Ești aici, aproape? Teoretic nu pot, practic. Practic nu știu. Nu știu, e foarte frumos locul ăsta. Salutare! De la căsuța de unde stăm, în depărtare, vedeam niște oameni pe o culme mai înaltă. Chiar și... vis-a-vis cum ar veni, da. După junglă cumva. Exact. Și m-am uitat puțin pe Google Maps, azi dimineață am văzut cam pe unde am putea ajunge. Am ajuns într-o zonă mai joasă și acum am luat-o pe jos, la pas, fiindcă aleea e foarte îngustă. Și deși e așa de îngustă, trec și scutere pe aici. Da, dar e păcat să mergi cu scuterul pe aici. Da. E foarte frumos. E mai frumos decât pe Campul Han, așa mi se pare. Până acum, da. Acum. O să explorăm la pas, o să urcăm nu știm cât, vedem ce surprize ne așteaptă. Oricum am văzut stânga-dreapta câteva vile, câteva centre de yoga, nu? Și... asta erau mai multe. Barunguri locale, și restaurante locale. Da, care nu prea erau deschise. Așa că astăzi mergem la pas într-un loc nou, aproape de Ubud, dar parcă nu ești în Ubud. E foarte interesant aleea asta. Hai! Hai! Hai. Sunt mulți localnici în zona asta, dar foarte simpatici toți. Scutere, biciclete, oameni, tot ce vrei. Da, ia uite ce fain. Stânga-dreapta palmieri, orez. Ce fain e. Îți place, Vlad? Da. Are ceva natura asta lor, așa, nu știu, parcă e combinația de palmieri, orez, zonele astea terasate. Îți dă așa o senzație de bine. Da, e frumos. Să urcăm puțin aici. Da, ăsta e peisajul și aici. Palmieri, orez și aici nu știu eu, căsuța unui localnic, nu dau seama. Asta e curtea lor. Ah, copaci de papaya. Uite și aici. Avem papaya. Da, ăștia-s verzi. La celălalt video, Bali pe două roți, Andrei chiar ne-a detaliat cum deosebim un papaya copt sau aproape copt și cum îl putem lua prin răsucire, dar aici toți sunt verzi. Dacă mai găsim pe marginea drumului și o să văd ceva copt, chiar o să iau unul să-l încercăm, dar ăștia nu, n-ai ce face cu ei că-s verzi. Și aici la fel. Cum e poienița asta? Nu știu, mă întreb oare în mod normal era terasă? Nu știu, dar cineva are grijă de ea. Da, e curățat, da. Și uite, alea sudate. Sudate, da. Da, uite, cineva aici pune apă. Hai să mergem mai în nord, mai urcăm. Ah, pare deschis. Video, video. Eu? Video, yes. Ah. Yes. Oh. Seamănă cu papaya, dar nu-i papaya. N-am reținut numele, să știi. Melissa, nu știu ce. Oare are mai multe plantații? Cred că are mai multe. Aici e moale. Da, au zis că ăsta e dulce. Să-l luăm pe ăsta, că ăsta e dulce. Hai să-l testăm. What is the name? Melissa. Ah, Melissa. Ok, spoon. Spoon, ok. You have half. Ah. Wow. You have and you have. Ok. Ah, and we eat this just one? Like... Yes, don't... Ah, ok, don't, nu mai steca, doar înghiți direct. Like passion fruit. Yes. Sweet. Sweet, yes, you. Wow, very, very good. Thank you. Thank
You have more fruits? You have more fruits? No, only banana, banana. Papaya. Papaya. Lemon. Ah, okay. Stella Groia. Yeah, this papaya. Yeah. Nice. Acolo era aleea unde ne plimbam noi și am intrat, am zis, hai să vedem ce fac aici și au plantația asta de, dacă am înțeles eu bine, Melissa sau Melissa. Nu știu, căutăm, că n-am înțeles. Fructe care seamănă cu papaya. Și domnul... Și au gust de fructul pasiunii, da. Și se mănâncă interiorul semințele astea. Da. Foarte și domnul ne-a invitat să luăm unul, să gustăm. Foarte frumos. Auzi că putem lua mai mult decât asta, după ce se coace, doar o zi e bun. Da, păi am văzut, uite, de exemplu, ăsta e stricat. Da, mănâncă păsările. Eventual când plecăm acasă, mai luăm câte unul. Și ne mai plimbăm pe aici, am vorbit, o să ne prepare ceva și de mâncare. Uh-huh. În jurul orei 1 o să fim aici să mâncăm. A, uite, o experiență neașteptată cu localnice. Aveți, mâncăm și partea asta, miezul ăsta. Da, eu am gustat, dar nu-mi place. Zicea că e ca și... Nu, e mai amar. E amar? Da, da, da. Dar interiorul e foarte bun. Da. E amar, nu, mie nu mi-a plăcut. Dar interiorul chiar gustos. Uh-huh. Da. Am descoperit, era Marchisa. Marchisa se numește fructul și de fapt e fructul pasiunii, e din aceeași familie, doar că e un pic mai diferit. Altă specie. Altă specie cumva, da. Dar asta e, fructul pasiunii. De asta am zis noi că seamănă. Și specific în Indonezia, din ce am înțeles. De asta am zis noi că seamănă, știi? Da, 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 da. Acolo probabil o vilă, dar uite ce frumoasă e făcută. Da, ne continuăm călătoria pe aici. Wow, Andreea, uite în stânga. Mamă, ce... Și noi stăm undeva acolo mai în stânga. Da, după copaci. Deci am ajuns în dreptul cum stăm noi. Da. Și Campuhane acolo sus. Da, suntem paralel la... Exact, exact. Am văzut și căsuțele unde stăm noi, acolo sunt. Nu știu dacă se văd, dar avem vedere la ele de pe partea cealaltă. Ce tare! Am găsit aici un domn care face cărămizi. Acum le face pe loc. Nisip. Este proaspătă. Ai un nisip cu apă. Și cu ciment, probabil. Un fel de ciment, da. Wow. Wow. Beautiful. Așa arată. Și înapoi. Ai curăță instrumentul. Ce își construiesc un zid de susținere acolo și fac singuri toate cărămizele. Yeah? Ah, okay. I have sand from tomorrow river. I just need buy cement. Oh. I mix with cement and a little bit water. Little bit water. Yeah. Ah, okay. Deci iau nisipul de pe albia râului, amestec cu cement și pic de apă. Yeah. And you sell this or not? No. No, only for you, for the house. For your use. Only for me. Ah, okay. Yeah. Nice. Only for me. Yeah. Bine, faci o vlăduț cărămizi. Care-i primul pas, Vlad? Aducem aici. It's okay? It's enough? It's okay now. And put water? No? No water? No water. Okay. Bun. Au forma pentru cărămidă prestabilită deja. Și... Vlăduț se umple cu cimentul și cu nisipul pregătit. Vlad, care e următorul pas? It's enough or not? Okay, enough. First. Okay, you just slam first. And with this? Da, dă-i tare. Yeah, slam. Okay, opa. You put again. Mai pune. Oh, okay. Yeah.
N-ai pus destul, ai văzut. Ok, again. Up. Not enough. Nu știu să faci o cărămidă, așa-i? Nu. One more. A treia rupă tot un noroc. It's enough? Again? Okay. It's enough? Okay. Hai să vedem dacă ți iese. Okay. Just okay. See. Okay. And you push this one. Yeah. Yeah. Hi, look at that. Yay! Yes, try on the side. Thank you very much. Very nice. Yeah, și cărămida lui Vlăduț. Da, uite. Avem parte de experiențe autentice și în vremurile astea. Exact. Da. Oameni frumoși aici în Bali, chiar. Experiență frumoasă. Deci de aici și eu nisipul. Wow. Ok. And you clean the small river and put... Yes, okay. Yes. Ah, și eu nisipul din canalul ăsta de irigații. Depozitează, se usucă, după care îl transformă în cărămi și își construiesc căsuțe. Foarte interesant, avem de învățat. Da, e apa pe care o folosesc la irigarea lanurilor de orez. Ce frumos! Și vine de la muntele Batur. Când credeam că nu mai putem face nimic în Bali și nu mai avem parte de experiență frumoasă, uite că se întâmplă. Da. Chiar foarte bine ne-a prins și reasa și a zăzut. Am făcut cărămizi. Da, de bunit vădată. Stai să trecem de apa asta. După ce am arat și am lucrat pământul cu localnicii, nu mă gândeam că o să ajung să fac cărămizi cu un localnic, dar o experiență frumoasă și foarte simplă și oamenii calzi. Ai văzut ce frumos vorbeau? Foarte frumos, da, dar tot am întâlnit în plimbarea asta localnici, foarte mulți localnici pe aici. Da, super drăguți. Și foarte drăguți toți, deci nu... Da, mai vedem ce surprize mai avem parte astăzi. Acestea sunt peisajele aici. Și aleea s-a îngustat foarte mult, deci e super îngustă, nu știu, 30 de centimetri. În stânga orez palmieri, în față palmieri cocotieri și în dreapta iarăși puțin orez și acolo este un râu, chiar după. Dar vorba ta, Andreea, e mai frumos. Decât pe Campuhana. Da, deci ăla e un loc turistic cunoscut. Și ăsta e la, nu știu, față de Campuhan, la 5-10 minute. Și nu-i turistic, dar e foarte frumos. Chiar ne bucurăm că am ajuns aici. Da, deci are mai multă vegetație, mai divers. E mai divers, așa că nu, ai un palmier, mai ai umbră. Umbră. Și... E așa liniște, cum da. M-am gândit că o să mă duc astăzi într-un loc așa frumos, Vlad. Nici eu. Dar uite că am ajuns.
Am mers, am mers și ne-am oprit la o mică cafenea, un mic restaurant cu câteva mese. Suntem doar noi acum. Ne-am pus aici la bar să avem priveliștea asta frumoasă spre lanurile de orez. Și Andreea, tu ți-ai luat un suc? Bă, ceva, da, cu portocale și cu... Da. Și eu mi-am luat root beer. Sper să-mi placă. Da, stăm aici să ne hidratăm puțin și apoi mergem, începem coborârea și o să oprim să mâncăm. Gata, am servit și băutura acolo la terasă, am început coborârea, ne apropiem de locul unde o să mâncăm. Ne-am întors acolo unde am gustat acel fruct nou. Marchița. Marchița? Da. Și ne-a pregătit doamna noodle specific lor cu pui. Și ăla e cărnaț de pui. Cărnăcior de pui, da. Da. Și Andreea are la fel. Și o nucă și de cocos. Ei a adus și o nucă de cocos. Asta e priveliștea de la masa noastră de prânz astăzi. Foarte exotică. Am vorbit și cu proprietarul și ne povestea că el construiește case, căsuțe pe aici, foarte multe mici resorturi. Da, da? Tot ce e aici are undeva la 15 camere și sunt construite de el. Bine, el și echipa lui, el cu muncitori. Și l-am întrebat cât ar ajunge o căsuță, una de 50 de metri pătrați, inclus tot fără mobilier, undeva 15.000 de euro. Acolo am servit masa de prânz și vreau să vă arăt puțin priveliștea, peisajul de aici. Aici jos au o mică piscină și mai au încă două undeva mai în spate. Aici e un hol, asta e camera, acolo au o băncuță, aici o măsuță cu două scaune și când ieși din cameră, să ai priveliște asta. Da, chiar arată bine. Aici sus au trei camere, dar mai au jos și mai au un corp de clădire. Acolo au cea de-a doua piscină. Și mai au cea de-a treia, dar încă nu am văzut-o, probabil e mai jos. Și din nou acolo au camere. Și asta e o cameră deschisă, zicea domnul că a lăsat să aerisească. Arată bine, aici sunt două paturi, aer condiționat, e așa mai maroniu totul. Cărămidă, pe jos o birie este tot așa maronie și mult lemn. Și aici, uitați ce masă au afară. Da. Mai stăm puțin, terminăm și noi nuca de cocos și apoi mergem spre casă, că am stat câteva ore azi pe aici. Hei, salutare! Ne-am întors acasă, am ajuns cu bine. Am primit cadou de la domnul unde am stat și am servit prânzul, fructul acesta. A fost o zi... Diferită față de tot ce am trăit până acum, dar o intensă. O zi pentru care nu am plănuit absolut nimic. Am mers așa, vreau să vedem dacă putem ajunge într-adevăr pe partea cealaltă de junglă. Da, tot ne uitam, stând aici în căsuță, tot ne uitam pe partea cealaltă și nu este niciun pod. Am căutat puțin să ajungem din partea de jos, dar ați văzut toată aventura de azi. Da. A fost frumos, ne-am simțit bine. Sperăm și vouă că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Da. Ne găsiți și pe Instagram, Valize Vesele. Exact. Și până data viitoare noi vă salutăm, aveți grijă de voi și fiți cu toții veseli! Pa, pa!